Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod care cu Real Madrid. În sfârșit spun și eu aceste lucruri. Real Madrid, care cu Real Madrid, visul multora dintre voi de aici din public s-a îndeplinit, care cu Real Madrid în direct și în reluare. Azi vedem câte like-uri strângem pentru Real Madrid. De azi să vedem, chiar scurs, câte like-uri putem strânge pentru Real Madrid. Eu zic că putem strânge 1000 de like-uri. Așa e? Că și voi sunteți de acord cu mine? Normal că sunteți. Dar până atunci avem aici un mic meci versus Belgia, semifinalele în Europa, în Cupa Europei. Bun. Deci, meci aici versus Belgia, un meci destul de greu, dar un meci frumos aici, Germania versus Belgia în, desigur, campionatul european. Semifinalele totodată, dar între timp ce noi vom juca acest meci, vreau să mai postez cu voi. Îmi place foarte mult că am ales Real Madridul, mai ales că am o grămadă de bani. Și desigur, din câte aș fi voi am văzut din episodul trecut, ce canal ați văzut, vă puteți uita chiar acum, am luat o grămadă de juniori și vă au urma să mai au o grămadă de juniori, că vreau să o fac pe Real Madrid pe peniere. Deci cum v-a zis, vreau să fac o serie într-o serie. Deci din Real Madrid, acum că foarte mulți se vor retrage, mulți jucători se retrag, știi, o să fie multe regenuri și mai ales academie, o să fie foarte important academia și aia iarăși îmi place, că aici cu Real Madrid am o avere și care pot să implementez în academii și între training-uri și toate astea. Și asta mi se pare absolut genial. Deci poate că nici mai rost care cu Wolverhampton, tot ne distrăm aici. Ha! Bun, oricum, desigur, vor urma și niște transferuri mult mai de marcă încât să avem șansă, desigur, să câștigăm Champions League, pentru că mulți jucători sunt, cum să zic eu, unii bătrâni, unii așa, unii așa. Oricum am niște jucători foarte epici pe acolo prin, adică m-am uitat și prin scoar, m-am reuitat în offline așa după anumiti jucători, m-am regândit, bă, ăsta-l vând, ăsta-l împrumut, ăsta așa, 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 că atunci a fost la mai viteză în episodul trecut și da, ce să zic, opinii împărțite, na, și dislike-uri cât au încăput acolo, că na, așa e, știi cum e. Dă la om dislike și el se chinuie aici peste 2 ore să facă un video, tu dai dislike, nu ales echipa care îți place ție, știi, așa bate joc de munca omului, da, mă rog, așa e promenia ce să-i facem. No, oricum, hai să ne concentrăm aici pe meciul acesta, că totuși mi-ar place să câștig campionatul european, având în vedere că am câștigat Cupa Mondială cu Franța, deci cu Franța am câștigat Cupa Mondială. Acum, desigur, mai trebuie să câștigăm acest campionat european cu nimeni altă decât Germania, noua mea națională aici, în care, mă, eu sincer nu cred că o să mă mișc de la naționala Germania. Mult am așteptat să vin aici și în sfârșit am ajuns, adică pui mei și căștile care le am eu sunt oficiale cu sponsor, gen... Am pe el acolo scris, făcut logo-ul Germaniei, știi, așa, Deutschland și tot. Bă, căști cumpărate chiar în Germania, băi, viață, băi. Mai ales că sunt o marcă, Skull Candy, știi, și au făcut un fel de parteneria sau cea de genul când a fost meciul ăla de Cupa Mondială, că pe atunci le-am de cea timp deja. Și, na, băi, când le-am văzut acolo și cu logo pe el, o țaca, țaca, la tocană, direct l-am luat. Fără drept de apel. Oh, ce m-a blocat acolo ăla. Na, hai, concentrare! Ai de capul meu, gol aici. Gol, Belgia. În minutul 60 acolo. Nici nu știu cum dracu o dată la gol acolo, așa de apărător și tot. Ai, am și pe, băi, pe dreapta, acolo lângă bară, mă. Ai, mă, câtă precizie de acest fochet. Na, n-am auzit el, poate cea Rigen. Na, interesant, nașpa, că cam pierdem aici. Ui, joacă bine în Belgia, dar și eu puțin cu capul nori, că am avut fericirea aia mare, știi, că am ales Real Madrid. Băi, totuși, bă, am ajuns la Real Madrid, m-a luat clubul, mă, la Real Madrid, băi, nebunilor, m-a luat la Real Madrid. Și tot stau, băi, ar fi fain să le iau pe ăla, ba nu, că acolo le-am pe ăla, bă, aș vrea să le iau pe ăla, ba nu, stai că acolo l-ai pe ăla. Știi, și sunt ticuț cu mintea ocupată într-o altă parte și, da, se vede că pierd meciul. Da, aia e. Bă, neatenția mea, ca neatenție, dar, băi, deja minutul 83 și încă tot Belgia conduce aici. E un lucru la nemți, ceea ce nu-mi place, așa se simte și în viața reală, un picuț atacul lipsește aici, atac. Ai, ce prostie că am tras de timp acolo, n-am un atacant, n-am un estec ca lumea, dar nu asta ar fi problema, băi, dar cum s-apără ăștia, mă, zici că și-o băgat toată echipa în apărare Belgia asta, mă, bă, nene, bă, dar gata.
dreapta, bă, că m-or da ăștia afară. Aoleu, minutul 89. Ai de cap, mă, nu-mi zice că o să pierd în semifinală. Futui ceapa e de treabă, bă, eu cred că o să pierd, mă. Cred că o să pierd semifinala, mă. Cred că... Aha, lol, de nu credeam că e iară gol. Bă, eu cred că o să pierd semifinala. Ai de viața mea și... O, încă un lucru, ceea ce am observat. Clasic eu, mă gândesc chiar și alte prostii. Ăsta. Un lucru ce am observat, acum o să fie ultimul an în care joacă Ronaldo și se va retrage. Deci dacă mai stăm în acest career mode și anul următor o să avem regenul lui Ronaldo, băi. Regenul lui Ronaldo. Numai că din păcate pierdem aici o semifinală cu Belgia și asta mă cam întristează. Dar... Aia e, ce îmi pasă, măcar mă pot concentra mai bine acum pe, desigur, pe aici, pe meci, așa, ia, stai să vi-l arăt pe ăsta, stai un junior, nu știu dacă e regen sau l-au luat ei de la academie sau ce s-a întâmplat, dar pot să zic că omul ăsta e foarte interesant. Ia, primim ofertă aici pentru acest Diego Llorente, care are niște statistici chiar foarte bune, nu l-am pus pe transfer list, dar m-ar tenta să-l dau dacă mi se oferă o sumă bună. Hai să nu, nici să nu exagerăm. Hai să punem acolo 37 de milioane. Dacă mi se oferă pe el, dau. Adică că nu, o să atâți apărători, pot să scot eu, nu-i stres. Ia să vedem aici. Ok, pentru Nico Vargas, da, 4 milioane de dă, semnăm contractul. Că acolo dacă zice că vreau 3 milioane, 800 de mii, știi ce vreau să zic. Iauzi, my contract demands have not been met. Iauzi. Așa, bla 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 bla. Iauzi, băi, cu tine o, nu prea vrea să-și semneze extinderea de contract, că mai are de-abia un an, gen. Ok. Koulibaly, ofertă pentru Koulibaly de la Barcelona, da, nu, că mi-am extins contractul cu el. Nu, îmi place de Koulibaly, nu, e bun jucătorul ăsta, nu vreau să-l vând. Iarăși aici da, un counter offer pentru Llorente, tot 37, nu lăs din prețul acesta pentru Atletico, un club așa mare ca Atletico ar trebui să poată plăti acel salar. Celta Vigo pentru 16 milioane, deci ăsta, dacă vă întrebați cine este acesta, este un portughez apărător de la 20 de ani, ăsta este regenul lui Pepe, exact, Pepe de la Real Madrid, Pepe, dacă v-ați întrebat unde este Pepe? Păi, da, s-a retras și ăsta e regenul lui. Bun, deci hai să vă zic aici care este schema. Sunt niște jucători atât de epici aici și câteodată este greu să decizi, băi, să-l iau pe ăla, că l-ar fi foarte tare să-l iau pe ăla, dar pe de altă parte, știi, bă, l-am deja pe ăla. Și e un picuț greu, nu zic, dar... ia de exemplu cu tine, pe ce poți să mai poți juca? Pe LM și pe Cam. Pe Cam l-am pe Asensio, unde vreau să lăs pe Asensio pe Cam, sau poate joace și pe RM. Și are short pass, nu, short pass, așa, long shots, long passing, ăsta e bun pe Cam, ăsta e foarte bun pe Cam. Kovacic, iarăși rămâne de văzut dacă cumpăr altul sau nu, dar oricum ăsta îmi place de Kovacic. Toni Kroos, nu sunt tare mare fan al lui Toni Kroos, asta deja cred că știe mare parte din lume, are niște statistici fenomenale, un jucător foarte tehnic, jucător foarte bun, dar problema lui mea cu el e viteza aia, mă cam irită așa puțin el. Dar oricum, băi, avem aici atât de mulți jucători, ia mă, l-avem și pe Sanchez în puii mei, măi. Deci, băi, dacă ai și pe ăsta, deja ești valoros. Prea valoros, ia mă, și pe Dipei, și pe Kostic ăsta, băi, deci totuși au fost făcute aici niște transferuri interesante. Da, nu pe placul meu, dar totuși parcă nici nu poți să-i arunci și să-i vinzi. Ia, ăsta e jucătorul ăla, doamne, ce nume lung are. Ăsta mi se pare un jucător destul de interesant, de aia l-am și achiziționat. E tânăr, are câți ani? 21 de ani, poate joace pe tot atacul, de la Elev la Este, la Erev. Deja are clinical finisher trait, are cea viteză, n-are stamina, aia mă disperă. Dar uitați-vă aici, finishing 89 și 96 long shots. Deci, băi, ceva mi s-a părut foarte interesant la asta. Nu știu dacă e un regen sau nu, dar mi se pare un jucător foarte interesant care vreau să-l mai evoluez și eu și să-l văd evoluat. Bun, ok. Băi, deci, băi, avem aici o echipă. Deci, avem aici o echipă. Doamne, uite-te, băi, și la tipul ăsta, la Kostic, și la Dipei, mă. Fai, chiar mă, că eu anul ăsta nici nu m-am jucat cu Dipei. Oh, ce interesant o să fie. Bun.
Dar atâtea idei de transfer, atâtea idei. Încă aștept să văd dacă mai vând ceva, știi, dacă îmi vin oferte pentru anumiți jucători, știi, să-i vând și după aceea așa să-mi fac o idee că, băi, dacă l-am dat pe ăla, hai că-l iau așa. Știi ce vreau să zic? De exemplu, l-aș vinde pe, da, l-am pe Coutinho acolo, aia un picuț săcăitor, că e foarte bun Coutinho și nu l-aș vinde iar. Și da, păi jucă și pe cam, n-ar fi rău pe cam că e micuț, așa, mai bun e winger. Că ăsta dacă l-aș fi vândut, dacă l-aș vinde, de exemplu, pe, opa, m-am dus până în pod, pe acest Sanchez, care totuși iarăși Sanchez ăsta joacă foarte bine, dar oricum o să le iau liber de contract, că expiră contractul lui Hazard. Și de-aia mă gândeam că ar fi tare să le iei pe Hazard. Dar dacă expiră contractul, știi, dă-l încolo, știi? Da, hai că lăs un picuț mai puțin aici din preț, așa 35, mai lăsăm 2 milioane, bă, dacă îl vreți, pălorete, bem, oferiți-mi bani. Așa, și după aceea, desigur, voi lua niște jucători de clasă mondială. Bun, azi de Maguero, bă, chiar mă, și Aguero, uite ce tare să-l ai acolo. O, Asensio, 3 goluri, v-am zis, mă, că Asensio e rege, e pita lui Dumnezeu, vorba aia. Ia uzi, l-am vândut pe ăla la Aston Villa, foarte bine aici, deja încep scouterii să-mi dea raportajul în legătură cu unii jucători și asta m-a așteptat, știi, să văd ce idei și chestii au. Văd că ăștia cer mulți bani pe ăsta, mă. Se cere mulți bani. Hai să văd, nu aș putea să dau un jucător, poate, la schimb, unul ceea ce nu-mi trebuie. Să-l dau pe acest Jimenez, 4 milioane, cică. N-ar fi rău, n-ar fi rău ideea. Sau pe ăsta, strehul, de-aia, tempui mei, hai să-l dăm pe ăla. Pe ăsta, aia 4 milioane, ci că valorează, mai băgăm acolo noi 2 și ce-a fi, a fi. Ba, picior. Bun, hai, că dacă suntem Real Madrid, avem destui bani, nu ne trebuie să ne stresăm noi cu chestii de genul acesta. Iarăși o tonă de scouter aici, la last match, bine Marcelo, băi, dacă, bă, culmea, Dembaba, acel Baba a venit de la Chelsea. Băi, chiar foarte bun, mă, m-a surprins ce statistici are acel Baba. Adică la propriu a fost un transfer foarte reușit de echipă. Ia, uitați-vă aici, are viteză, are stamina, sprint speed reactions. Dacă ne uităm aici la, ia, ball control 84, crossing 84, mă rog, la aici statisticile de apărător, marking 86, 85 slide tackle și standing tackle 92. Are și un picuț de shot power și aici la interception 74, acolo un picuț mai Dar oricum ia, măi, speedster și are acolo 3-2 de tackling. Deci, băi, un jucător bun, mă, 85 overall. Nu zic că aș putea să aduc alții mai buni pe poziția respectivă, dar, băi, șmecher omul, mă, n-am ce să-i zic. Ia 2-2, ia, Asensio din nou, două boabe Asensio. Băi, omul ăsta, doamne fer, îl păstrăm aici la Real Madrid până moare. Ia, în sfârșit, un loan offer de un an pentru acest Sergio Diaz la Real Betis, unde acum s-a transferat Toșca, mă rog, de ceva timp. Ok, hai că-l împrumutăm acolo. Ar trebui să joace. Ia, primim aici ofertă pentru Mariano de la Fiorentina, dar nu vreau să-l vând pe Mariano. Nu vreau să-l vând pe Mariano. Pe ăla alt, că mai era acolo un atacant spaniol, pe ăla vreau să-l vând, deci dacă primim oferte pe ăla, una, două l-am vândut. Una, două, tăcă, pa, 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 pam. Bun, vrem aici o meci împotriva celor de la Whitecaps, vreau aici doar să fac așa o mică schimbare. Hai să-l punem pe Depay, nu știu, mă, că așa bună echipa, mă, că n-aș vrea să stric. Ok, hai să-l punem totuși, am fără glume, pe Depay în locul lui Kovacic, știi? Așa că e elev, nu-i tocmai elev, ar trebui să se adapteze foarte bine și pe poziția respectivă. Plus că vreau să-l și joc, știi, să nu comenteze. Ia, auzi, 4-0, Baba, Martins, Aguero, opa, s-a accidentat Aguero, sper că nu-i cea grav. Sper că nu-i ceva grav acolo. Semifinale împotriva celor de la Everton. Ia auzi, ce, da, e ceva mai grav acolo, Nata. Na, asta e nașpa. Îl punem pe Morata atunci. Îl punem pe Morata și da, ia că iară uit de antrenamente. Da, nu uit. Țin minte. Ok, grijă aici cu Everton, ia auzi. Na, bine, ia să vedem. Semifinale aici versus Everton. Evertonafon. La penaltiuri. Ai, noi am trecut mai departe la penaltiuri de Everton, serios? Și aici o să se joace marea finală, super. Iar aici ofertă pentru Llorente. Au,
ăsta e mijlocașul ăla, Lorente, Marcos. Dar stai un pic, ăsta parcă am văzut și eu că e bun. Ia stai un pic, stai că nu ne grăbim. E un mijlocaș, Marcos Lorente, ok. Ok, stai că acum mă uit. Ia stai un picuț, l-am vândut pe ăla la Atletico. Serios? Na, asta nu mă așteptam. Ok, mă, până atunci poate să stea juniorul ăsta. E ok. Băi, l-am vândut pe ăla, asta un picuț m-a luat prin surprindere. Unde dracu e? De Thomas, nu, Silva, Coentrao, Toro, ia-l-ai. 84 overall, cum stai? Viteză? Aici are 93 la short pass, 92 la long pass, cea slide tackle, ăsta e mai mult CDM. Aș putea vinde dacă mi se oferă mulți bani, de ce nu, dacă e mai mult CDM, eu nu prea am joc defensiv din câte ați și bine observat. Ok, trebuie să ne luăm apărători, asta e clar, trebuie să îmi iau un CB de calitate și chiar asta am să-și fac acum. Așa pe finalul videoului, gen, facem ofertă așa de nerefuzat. Pac, și nu se ne poate refuza nimeni. Deci, ia să vedem așa, trebuie CB. Merem pe CB. Avem în felul următor o grămadă de jucători și regenuri și alte chestii interesante și alte oportunități. Mi-ar place să aduc pe Pepe totodată. Dar, depinde. Aia alea aici, Pepe. Și aici asta cine e, dracu-i? Asta e ăla, mă, asta e recently arrived și won't join again. No, bine, lasă. Pe altă dată. Mustafi, Sule, Cristian, Murilo, Varan. Ce tare ar fi să-l readucem pe Varan înapoi, mă, la echipă. Da, wow, și se dorește o tonă de bani pe el. Așa, vreo 50 și să-l aruncăm pe Kiko Casillas, hai să vedem, dar l-aruncăm pe băiatul ăsta sub autobuz, vorba aia. Hai să vedem așa, Casillas, hai pe Kiko. Pac, acolo l-aruncăm acolo, da, se acceptă. Eu, dar totodată mi-ar place și de Abergel, că e tânăr, băi, că ăsta l-am jucat eu, bă, ăsta e regenul meu, mă, ar fi tare să-l iau și poate că o să-l iau. Ia, și totodată și Bailey ar fi mega interesant de achiziționat. Dar și Jimenez și Umtiti. Vai, am aici o grămadă de jucători așa la port. La port chiar, mă, ululu, ar fi epic și ăla. Na, oricum, rămâne de văzut, vreau mai întâi să-l aduc pe Varan înapoi la echipă. Aia mi-este per moment ținta supremă, să zic așa. Hai să jucăm aici. Ba, nu că nu-mi pasă de cupa asta, chiar nu-mi pasă. Adică la câți bani avem la Real Madrid, ne pasă nouă de cupa asta, de 10 milioane. Ce se ia 10 milioane? Atâția plătești pe lună numai la... Ia, vezi, am câștigat, ia, Depay. L-am pus pe Depay, i-a dat gol Depay. Îs prea bun, mă, degeaba. Știu cum se joacă, știu cum se face treabă. Ia uzi. Cât? Se increase the sum până la dracu-n praznic. Ok, 64, na, ok, 64 plus Kiko Casillas. Așa, țaca, negociem până la sânge de parcă n-aș avea bani, dar blindată de bani. Da, am înțeles, cu ăștia, 45, dăm tu acolo, pac, și ți-l dau, fără să negociem, fără alte chestii, băi, e ușor, ia auzi, l-am vândut? Pe cât? Cu 35 de milioane. Paca, țaca. Îs prea bun. Bun. Alte oferte. Ce avem aici? 41. Băi, văgăbunzilor. 43. Mă, ce răus. Bun. Așa. Voi, de-abia aștept. Oricum, vă puteți și voi spune opiniile și ideile de transfer în comentariile de mai jos, că clar o să le iau în vedere. Și desigur o să facem niște transferuri faine. Îl vândem aici și pe De Thomas. Așa, trebuie să-l vinde, nu avem ce-i face. Din păcate, mă gândesc dacă să-l readuc și pe Andone la Real Madrid. Dar totuși trebuie să luăm în vedere că am regenul lui Ibrahimovic și toți ăștia. Parcă n-aș vrea să mă... Da, n-aș vrea să... Da, vreau să-l joc pe Ibrahimovic și altfel va fi. Ok. Bun, oricum eu cred că... Ia uzi ofertă pentru Di Maria, Dinamita... Ok, nici nu exagerez, cer cât merită. Dacă acolo scrie că vrea 20, că merită 20 de milioane, eu 20 de milioane vreau. Și azi se pare că vor veni ăștia să negocieze cu acel junior pentru contract, foarte bine. Dar oricum ne oprim videoul aici, desigur și eu mai trebuie să mă gândesc ce transfer să mai fac, ce să vând, ce să schimb și desigur să facem din această echipă o echipă absolut fantastică, că se poate, adică avem o avere, ce dracu!
Țaca, țaca, bam, bam. Cei care nu ați dat like, dați like chiar acum și desigur ne vom auzi în episodul viitor. Numai bine, bye, bye!